Am avut una dintre cele mai bune flote de pescuit din Europa și totuși astăzi mâncăm pește scump de import. Am fost pe locul 4 la producția de pește de apă dulce, dar acum oamenii cinstiți abia mai au ce pescui în deltă. Impotența statului și uneori implicarea unor funcționari în clanurile de braconieri duc acest tărâm unic spre un destin previzibil. Dispariția. Oamenii locului avertizează că în curând nu vor mai exista locuitori ai deltei pentru că sunt împinși la sărăcie și la fugă din țară de afaceriști fără scrupule. Iar dacă vorbesc, își pun viața în pericol. Această anchetă este un semnal de alarmă tras de reporterii în premieră. Aude cum aruncă peștele! Dai poliția că trag! Dacă filmezi ceva, zic, ai problemă. Peștele ăla era pentru dumneavoastră? Nu, vezi de treaba brutală. Evaziunea fiscală, dacă s-ar vrea, s-ar putea. Legile se fac la șprins, mă, tată, asta este. Baldo se va distruge, că sunt șmecheri mulți. Delta Dunării, cea mai mare și mai bine conservată delta a Europei. Unică și atât de frumoasă încât a intrat în patrimoniul UNESCO în urmă cu 20 de ani. Una dintre marile bogății ale României. Un adevărat paradis. Sau cel puțin, așa se spune. De cum se lasă noaptea, Delta Dunării se îmbogățește cu o faună nouă. Braconierii, vâslind neauziți pe canalele înguste, scot cu măiestrie din apă plasele pline de pește. Aruncate de aseară, pe lumină sau înainte se întunece și le scot după 8, 10, 12 ore, în funcție de cât durează noaptea. Care sunt mai meseriași, care sunt pescari și acum sunt braconieri, știu cum bate vântul, cum se mișcă curentul. Le pun de obicei perpendicular pe mală. Ar trebui să aibă în parcă cel puțin un kilometru de plase. Chiar dacă ieși la întâmplare pe canale, e imposibil să nu dai de ei. Atât de mare e fenomenul. Stai, poliția! Poliția! Uite! Poliția, bă, mă, ta! Stai! Să-l dai la barcă! Rămâi aici, vă mănânc! Saci cu plase monofilament! Unu, eu! Al doilea, tot eu! Gata, atâta! Apucați unul din spate aici, luați! De unde sunteți? Voi, acum v-ați găsit, mă, să braconați! Șefule, am ieșit și eu! Prima oară. Uite-l tot ale lor. Le vezi? Secile întinse. Sunt unelte de pescuit interzise, împletite cu fir de nylon și cu găuri mici, plasele braconierilor prind inclusiv puietul și astfel Dunărea se depopulează încetul cu încetul. Anul trecut, poliția a confiscat peste 20 de tone de pește, care înseamnă însă doar 1% din tot ce s-a pescuit ilegal. În labirintul de canale te pierzi ușor. Localnicii sunt experți în orientare și în metode de camuflare, așa că e greu să-i prinzi pe toți. O jumătate de oră mai târziu, în aceeași zonă, poliția depistează alți braconieri. Dumneavoastră? Ați mai fost prins? Acum câțiva ani. Tot cu barca și motorul ăsta? Nu. E un recidivist specializat în alt fel de braconaj, cu aparatul electric. Explicați-mi cum funcționează aparatul. Se leagă la baterie și se aruncă două fire în apă. Și ce se întâmplă atunci? Se curentează peștele. Se curentează peștele? Cât timp funcționează aparatul ăsta în momentul în care îi dați dumneavoastră drumul? El merge, funcționează nostru. Toată delta e împânzită de pescari care dau la curent, cum se spune în limbajul braconierilor. Într-o oră, electrocutând peștele, un adevărat profesionist poate aduna câteva sute de kilograme. Aparatul era artizanal sau era cumpărat de undeva? Făcut de persoane. Unde se fac aparatele astea? Știu că sunt făcute de mână, nu cumpărate de magazin. Habar nu are, sau dacă știe, nici nu-i pasă, că aparatul pe care îl folosește omoară pe de-o parte și sterilizează peștii pe de alta. În curând, nici el nu va mai avea ce prinde. Dar în minte își face deja planul pentru mâine. Va plăti o amendă mică și din banii rămași de pe captura precedentă își va cumpăra un nou aparat. Știe deja la cine trebuie să dea comandă. Am vorbit acum asupra ce a făcut tipul la Sulina. Cât timp mai vrei? Sunt și mai mari și mai mici, știi? La cât mă ajunge unul din ăsta? Un 16 mg. Cel mai mare e pentru adâncime. Cu ăsta mai mare și iarna poți să dai și când e frig. Și are bărnele care le pui pe baterie și cablurile care le faci în apă. Unul pe iar deasupra apei, unul îi dai drumul cu fundul apei și plătești.
Și astfel, cu muncă puțină și profit maxim, rețeaua de braconaj întreține în Delta o piață neagră de 10 de milioane de euro. O piață încurajată de proprietarii de vile și de pensiuni, primii cumpărători de pește fără acte. Ce ați mers acolo? Singer. Ne arătați și nouă un pic? Dați un pic prelata aia la o parte. Bă, frate, vezi că aici e ca proprietate privată. Dacă filmezi ceva, zic, ai probleme mari. Coboară în barcă. Aici e restaurant sau ce aveți aici? Nu contează de o pensiune. N-ai ce căuta piciorul aici. Peștele ăla era pentru dumneavoastră? Nu, vezi de treaba dumneavoastră. Discuți la barcă, nu aici. Păi la barcă, dacă să discut la barcă, trebuie să fie și cineva acolo ca să putem să discutăm. În Delta, captura totală de pește este de 6.400 de tone pe an. 4.000 de tone, adică 3 sferturi, se vând pe piața neagră. Evaziunea fiscală e uriașă, o știe toată lumea și totuși nu se face nimic. Evaziunea fiscală, dacă s-ar vrea, s-ar putea. Nu greu, ușor, simplu. Important e numai să se vrea. Dar părerea mea că nu se vrea. De peste un deceniu, Dan Verbin a investit aproape 1 milion de euro în cherhanale, puncte de colectare și magazine de pește. A intrat în afaceri în 1997 și a văzut cum crește și decade industria peștelui în România. Până în 90 am fost un jucător destul de important pe piața europeană, întrucât aveam flota de pescuit oceanic cu care puteam să concurăm de la egal la egal cu puterile mari în domeniul pescuitului industrial oceanic. Eram a treia flotă după Rusia și RDG. Spune dezamăgit că dintr-un mare exportator, România a devenit ca o țară din lumea a treia, incapabilă să distrugă mafia care se îmbogățește constant din evaziune fiscală, iar statul, în loc să ia de la corupți, îi împovărează cu taxe pe cei care ar vrea să facă un business curat. Sincer să fiu, câteodată ești dezamăgit de ceea ce se întâmplă. Sub ochii tăi, noi cu cheltuielile care le avem, nu putem să rezistăm presiune, pentru că el în momentul în care vinde la negru nu mai are TVA-ul. Deci atunci cum poți să reziști? Deci trebuie să te duci cu costurile tale cât mai în jos. Nu e un secret pentru nimeni faptul că în Delta piața neagră e cea care dictează. În Tulcea, cele mai multe pescării vând peștele fără documente, iar de acolo sute de tone ajung în țară. Aș vrea niște carasi cu 300-400 de kilograme. Da. Este plătică. Mă interesează dacă ne putem înțelege la factură. Vreau jumătate. Da, înțelegem. Ar fi ușor pentru autoritățile statului să-i prindă pe cei care vând la negru. Nu trebuie decât să intre la întâmplare în pescăriile din Tulcea. Ca în orice alt domeniu însă, mafia are oameni peste tot, inclusiv printre autorități. M-am dus la Sulina să controlez și am ajuns acolo. Nu mai avea nimic. Nu există vinovat unic aici, domnule. Unul care vrea să facă ordine nu are cum să facă dacă nu e sprijinit de ceilalți. Dacă eu mă duc într-o acțiune de control și mergem de la 5 instituții, unul de la una din instituții a și anunțat pe toată lumea ce se întâmplă. Mai grav e însă că în Delta pescarii spun că există inclusiv polițiști de frontieră care confiscă peștele și echipamentul pentru a le vinde apoi la negru braconierilor, luându-și astfel o parte din profit. Vin de la frontieră, de la Periprava până aici? Nu, mă, dragi goi, mă, vine cu mască pe față, cu cagulă, cu barcă particulară și la revedere, pa! Crezi că aia de la Tulcea știe ce fac ei? Habar n-au! Și vin din secele cu 500 de mii, cu milioturi. Cine-i braconier acum, eu sau frontiera? La poliția de frontieră Tulcea, problema agenților braconieri pare să fie foarte delicată. V-am întrebat dacă dumneavoastră ați avut vreo anchetă internă în care angajați de dumneavoastră să fie implicați ei în activități de braconaj. Păi nu mi-ați dat posibilitatea să strângați fă deodată, deci n-am ce să vorbesc cu... În momentul în care... Stai puțin, de ce se filmează în continuare? Interviu. Anii 2010-2011 au fost 7 sesizări. Aspectele sesizate s-au referit la ridicarea nelegală a unor cantități de pește în urma activității de pescuit, ridicarea de unelte și scule de pescuit fără a se întocmi actele necesare. Surse din poliție afirmă însă că în majoritatea cazurilor agenții vinovați au scăpat basma curată și probabil că acum sunt din nou la serviciu. Iar adevărata lege în Delta o fac braconierii și unde intervin ei iese cu sânge. Deci nu mai trageți de ea, vă rog foarte mult. Vă rog frumos, a spus că nu este a dumneavoastră. Stai jos, acolo, dacă vrei să te calmezi. Fratele meu, ascultă-mă ce spun în momentul ăsta. Dacă rămâi, ai șanse să scapi.
Dacă nu rămâi, ne mai întâlnim, nu te bag la pușcărie. Bun, e în regulă. Această înregistrare a fost făcută de Nicu Axentiev, agent la rezervația biosferei Delta Dunării. A dat peste braconieri și le-a confiscat marfa așa cum prevede legea. La câteva ore după incident, a fost bătut crunt. Ne-au flancat, au început să dea cu săbii, cu macete, cu... A fost la nivel de viață și pe moarte. Veneau foarte repede, loveau ca mișeii aia și fugeau. A avut atunci o fisură craniană de 8 cm și a stat în spital o lună. Braconierii au scăpat. Unul este nepotul unui fost senator sau senator actual. Totul se blochează în instanță. Așa se explică de ce anul trecut au fost trimise în judecată doar 4 dosare din cele 20 deschise în Tulcea pentru braconaj. Fiecare din oamenii ăștia social stau bine și cu niște relații la București nemaipomenite. La vârf, vreau să vă spun. Relațiile astea i-ar putea scăpa și de anumite sancțiuni? Este posibil și asta. Nu pot să probez, dar pot să mă gândesc la asta. De câțiva ani, simțind lipsa mâinii de fier în zonă, marii braconieri și-au făcut clanuri și controlează toată delta. O adevărată mafie care se întinde peste sate, orașe, canale și lacuri. Sunt oameni cu dosare penale uitate prin dulapuri, pe care nu îndrăznește nimeni să-i pescuiască și care stabilesc reguli și destine. E secretul tuturor faptul că în Dunăre o mână spală pe alta și ambele spală bani. Sunt protejații și neprotejații. Cine dă bani la partidul protejatul, ăla face la negru. Ascultă ce spune băiatul, că nu vrea să-i prindă, mă, și cu asta basta. Că dacă ar vrea, i-ar prinde într-o săptămână, îi făcea de comandă pe toți. Pe cei mari însă nu-i prinde nimeni, așa că braconierii se îmbogățesc, iar pescarii cinstiți abia au din ce să trăiască. Sunt oamenii nimănui, iar asupra lor presiunea impozitelor și a taxelor aberante e din ce în ce mai mare. Taxă de pescuit 25 de milioane. Păi pentru ce plătesc eu taxa de pescuit? Mă duc să scot autorizația din mediu de la biosferă. Vreau și eu autorizație din mediu. Păi nu că trebuie să duc să scot permis de intrare în delta. Cum vă să scot permis de intrare în delta? Dar eu nu stau în Chicago. Sunt taxe inventate de autoritățile locale care nu mai știu de unde să scoată fonduri la buget. Doar că nimeni nu se gândește cum se zbat oamenii cinstiți să trăiască și că puținul pește pe care îl prind legal sunt obligați să-l vândă ieftin la proprietarii de cherhanale care, știind cât sunt de vulnerabili pescarii, fac deseori mofturi la marfă. De ce nu-mi dă voie să vând peștile singur? Păi de toate țările își vând singur pește aia, mă. Ai văzut în Franța, în Spania, în Asia, au piața peștilor, vine pescarul și a vândut peștile în piață, mă. Cu gheață frumos, cum trebuie. La noi nu se poate. Și astfel, cu un haos parcă orchestrat de o mână dibace, Delta a dispărut ca mare furnizor de pește pentru români, care acum mănâncă doar marfă scumpă de import. Lucrurile sunt complexe, la România nimic nu e simplu. Domnule secretar, mă face să cred că e un haos total. Eu n-aș vrea să fie haosul ăsta. Eu v-am spus starea... N-ați vrea să fie, dar recunoașteți că există. Există! Pe baltă, oamenii se întreabă dacă nu cumva presiunile financiare pregătesc o interdicție totală a pescuitului în delta, pentru ca mari afaceriști care au în zonă lacuri pline de pește să poată prospera. O să ne scoată și din baltă, mă, ușor, ușor, că vor turiști de lux. Ce să spun? Dacă închide pescuitul în baltă, noi am murit de foame. Nu vâna, nu pescui, nu... Dar ce vrei să fac, mă? Și e Sanche că noi respectăm activitățile tradiționale din baltă. Păi care sunt activitățile? Nu pescuitul și vânătoarea? Și tu mai arzi cu astea? Care-s barbutul? Care? Și mai e o temere mare, că de fapt toată această politică aparent haotică are un scop secret. Să depopuleze delta în beneficiul celor puțini, șmecheri și bogați. Am fost de față în ședință când au zis noi n-avem nevoie de populație în delta. Cine a spus asta? Cine a spus? Prefecții și cu guvernatorii. Și, spun oamenii, deja se întâmplă. Nu s-a pomenit din delta să plece la străini undeva în Italia sau în Franța. Și acum? Au plecat copiii noștri. Văd că se asprește pe zi ce trece mai rău și mai rău. Asta ce înseamnă? Vor să distrugă omenire din delta și să vină dânsii să fie patroni aici sau ce să fie. S-au găsit deștepții ca să concesioneze balta. Ei au fost aici, părinții lor au fost aici, noi care băștinași, bunici, străbunici am trăit aici, nu avem voie să ieșim pe apă să punem o setcă, nu? Dânșii au venit și s-au făcut stăpâni aici, dar nimeni nu s-a întrebat, băi tată, voi din ce trăiți? Îi e cam teamă să vorbească, pentru că în delta e legea junglei. Acum mă văd ăștia la televizor și o să spună cine, mă, ăla Radaschin a dat interviu asupra noastră, trece cu barca peste mine și m-a terminat. Credeți că e de joacă? Vă spun sincer că nu poți să te aștepți la orice.
dar și-a făcut curaj să-și spună oful de dragul Deltei pe care speră el o va putea salva înainte de a fi prea târziu. Vania Radaschin s-a născut la Mila 23 și spune că tot aici va muri, așa cum s-a întâmplat cu tatăl său, cu bunicul și cu străbunicul. De când au venit pe meleagurile acestea, Radaschini au trăit din ce le-a dat balta și au trăit bine. Pe timpul lui Ceaușescu ne dădea scule, ne dădea bărți, ne dădea toate sculele de la ață și până la și haine, protecție muncii. Ceaușescu avea agenți piscicole. Se duceau la colonii, distrugeau ouăle la păsările astea dăunătoare de pește, cormorani și stârci. Acum însă vremurile sunt din ce în ce mai negre. De 20 de ani, de parcă Delta nu mai e a noastră, nu s-a ocupat nimeni să curețe canalele, iar acestea s-au colmatat, omorând peștele. Lăsate să se mulțească în voie, coloniile de pelicani și de cormorani distrug și ele fauna piscicolă, iar deciziile care vin de la centru sunt parcă luate în bătaie de joc. Oamenilor li s-a cerut să facă școala de pescari, iar celor în vârstă, dacă vor să prindă pește, să-și ia lansetă. Dar noi suntem oameni de lansetă? Mai ales la bătrânețe. Mai vine un frate de-al meu sau care vorbăcesc, când vine să spună: băi, Vania, n-ai și tu un pește să punem pe masă? Eu ce să spun? Mă duc să prevescuiesc cu lanseta? Locuitorii ai tărâmului Nimănui, oamenii Deltei se adâncesc în sărăcie, fără speranță, fără perspectivă, fără soluții. Am trăit momente care poate nu ne-a întrebat nimeni, nici o bucată de pâine n-am avut în casă. E o viață cârpită care se scurge încet spre inevitabilul reumatism care îi atinge pe toți de la 40 de ani și spre o bătrânețe chinuită în care vor trăi de pe o zi pe alta, purtând în ei amărăciunea că urmașii lor, dacă nu s-au salvat deja plecând, o vor duce mai greu decât ei. Unii din copii nici nu merg la școală pentru că nu mai au din ce trăi oamenii. În ce să îmbrace pe copil? Noi suntem uitați de soartă aici, în Delta. Uitați de soartă, uitați de stat. Pe vremuri existau aici 15 ferme piscicole din care își luau salariul aproape 4.000 de oameni și din care plecau în țară și peste hotare 10.000 de tone de pește pe an. Abandonate după 89 însă, fermele s-au degradat continuu și au ajuns astăzi în paragină. Ne plânge inima, tineretul nu știe cum a fost înainte. Această crescătorie, Stipocu, producea numai pește de consum în medie, între 180-220 de vagoane. Ferma piscicolă de la Stipoc a fost una dintre cele mai mari din Delta, totul dat la cheie. Laborator de incubație pentru puiet, case de locuit pentru muncitori, moară pentru făcut făina și mii de hectare de iazuri unde peștele se reproducea natural. O avere pentru țară și o mândrie pentru localnici. Aici erau porumbare. Aici era moara, dar din moară n-a mai rămas nimic. E jalece aici. A rămas silozurile că sunt din beton. Pe restul, nimic, nimic, nimic. Costică Feodor a fost maestru timp de 15 ani la ferma din Stipoc. N-a mai intrat în ea însă din 89. Păi, Doamne! Na, na. Cum de s-a putut întâmpla așa ceva, domnule? Dacă venea un neamț, ne omora pe toți. Ne omora, categoric. Lumea păstrează ceea ce a fost clădit și construit pentru a face bine oamenilor. Iar ai noștri distruge tot. Înainte să se distrugă industria piscicolă, România deținea un loc important pe piața de pește de apă dulce din Europa. România era cam pe locul 4 pe lume la producție de pește de apă dulce. Și acum importăm. S-au pierdut miliarde. Miliarde. A rămas oameni fără locuri de muncă. Tineretul a încercat să plece la oraș și la oraș locuri de muncă nu prea mai sunt. Toți vorbesc că branconeri, că nebrăgăieri. Cine e omul? Trebuie să trăiască cu ceva. Statul a închis tot, fără să clipească și fără să-i pese de miile de oameni rămași pe drumuri. Nu le-a părut rău celor de la București nici după fabrici noi nouțe. Uzina de nisip de la Caraorman, de exemplu, a funcționat în total 3 zile. Era încă în rodaj când a fost tăiată și trimisă la fier vechi. Mulți bani s-au cheltuit în toată investiția.
Era totul automatizat, pompe, utilaj de ultima generație. Stația ar fi trebuit să asigure materie primă pentru uzinele metalurgice de la Galați, Slobozia și Călăraș. Nisipul avea o calitate atât de bună încât erau interesați și străinii să cumpere de la noi. Dacă ar fi funcționat, uzina ar fi asigurat aproape 600 de locuri de muncă. Acum nu e niciun loc de muncă. Deci este la poștă, două la școală, trei vânzători și câțiva pescari. În birourile oficialilor din Tulcea, dramele oamenilor și sărăcia se transformă în date statistice și acelea nu foarte clare. Se știe că fermele au fost cumpărate de niște persoane și cam atât. Au cumpărat active. Au distrus? S-au distrus, nu cred că au distrus-o. S-au distrus pentru... La Stipoc, de exemplu, ce s-a întâmplat? Nimic nu s-a întâmplat. Acum la Stipoc este oameni așa care... Parcă a trecut bomba pe acolo. Da, au fost oameni pe acolo. Așa curg zilele în delta Dunării, unul dintre cele mai frumoase locuri de pe pământ, devenit astăzi tărâmul nimănui. Un loc în care se trăiește după legi nescrise, impuse de clanuri, de braconieri și de oameni de afaceri cu mintea calculată și inima rece. Localnicii au rămas și fără dreptul la o viață decentă și nu-i apără nimeni. În ultimii 20 de ani, delta a devenit obiectul unor interese financiare mult prea mari pentru ca cineva să mai țină cont de importanța și de unicitatea ei. Oamenii locului privesc cu teamă spre viitor și știu că el nu le va aduce nimic bun, doar stăpâni noi, în funcție de cum bate vântul dincolo de baltă. Și o să fie cu biciu, cu biciu, și tu ai să trebuie în fața voi. Asta o să fie. Balta se va distruge, că sunt șmecheri mulți.